George Simion ar fi fost huiduit de o parte a elevilor care participau la deschiderea anului școlar de la Colegiul Gheorghe Lazar din Capitală. Înregistrarea acestui moment a fost făcută publică de jurnaliștii de la Vice România. Liderul AUR a fost invitat de directorul liceului să ia cuvântul la ceremonie. După eveniment, el a postat un montaj care îl prezintă într-o lumină extrem de favorabilă. Din înregistrările făcute publice de jurnaliștii de la Vice, se aude cum un grup de elevi pare a-l huidui pe George Simion încă de la începutul discursului. George Simion a fost prezentat școlarilor drept absolvent al Colegiului Lazar și invitat să spună câteva cuvinte chiar de către directorul colegiului. Acum am plăcerea să vă invit în Lazarit, care a terminat științe sociale și care astăzi ne-a făcut surpriza să vină la deschiderea noastră, care este deputat, este vorba despre domnul George Simion. Simion și echipa sa politică au prezentat evenimentul într-o lumină complet opusă. Montajul promovat de deputatul AUR arată un politician bine primit între elevi și chiar aplaudat în momentul venirii la microfon. Conducerea colegiului Gheorghe Lazar ne-a transmis că politicianul nu fusese invitat la ceremonie, dar a insistat să participe. La eveniment a fost prezent și prefectul Capitalei, Toni Greblă.